emoționat. Da. Vedem coboară David Popovici, antrenorul Adrian Rădulescu. Sunt așteptați la microfonul de acolo, de la salonul oficial. Să vedem, poate ne așteptăm la încă un discurs manifest, dar... Apropo, să discutăm puțin de discursul lui David de după medalia de bronz. Cum vi s-a părut? Absolut total realist și un semnal de alarmă care poate că trebuia fi tras mai devreme? Da, este o voce care poate avea, poate face multe valuri, dar poate schimba vocea lui David ceva în sportul românesc, pentru că ați remarcat, el nu s-a referit doar la noți. Corect. El a spus că e valabil și pentru colegii săi de la aceste jocuri. Iată pe Camelia îmbrățișându-l din nou pe David. Camelia Potec, care a sosit ieri din ce știu în țară, să aibă grijă de toată festivitatea asta, de primire, să zicem. Și Dragoș Luscan, kinetoterapeutul care s-a ocupat de refacere, de pregătirea fizică, are o echipă valoroasă, are și un psiholog. L-am văzut foarte determinat la 200 de metri liber. La 100 parcă era mai vesel, un pic mai relaxat. Da. Deci, poate a fost doar o impresie. Bun, chiar dacă, cred că era mai relaxat, pentru că deja era campion olimpic. Era fericit, la fel ca și noi, nu? Acum, ar fi putut să schimbe vreodată rezultatul la cum a concurat Panjean Lechinez, un câștigat? Nu cred că ar fi putut. Era foarte greu. N-ar fi putut, da. Adică să dobori un record mondial cu 40-mea, e ceva, e record mondial deținut tot de Panjean Le, 46-80, face 46-40, destul de complicat. Da, prima dată l-a corectat cu 600 chinezul, dar acum l-a dus la 46-40, este un salt extrem de spectaculos. Da, l-așteptăm pe David Popovici să sosească la microfonul de acolo, de la salonul oficial. Și vorbeam de semnalul lui de alarmă. La 19 ani să îți asumi acest lucru e destul de matur, să zicem. Foarte matur, foarte matur. Mi-aduc aminte, eram în urmă cu 2 ani tot aici, la dumneavoastră, în studio, la mondialele de la Budapesta. Și atunci am remarcat cât de frumos vorbește, cât de...